Salut! Astăzi am pentru voi un super tutorial. E bine, este vorba despre un look pentru Valentine's Day. Asta este unul dintre evenimentele foarte drăguțe, siropoase, iubite din România și nu numai. Haideți să vă arăt în 10 minute cum puteți să vă faceți un machiaj din fățucă de genul ăsta, să fiți mai elegantă, mai luminoasă și așa mai departe. Bun, mi-am hidratat pielea, am folosit un serum. Serumul ăsta de la Bioderma, care îmi place foarte mult. Am aplicat... Din 10 minute au rămas 8. Am aplicat pe toată suprafața pielii. Și acum voi mixa două fonduri de ten din punct de vedere cromatic, ca să-mi găsesc exact nuanța mea. Am un burețel și voi aplica mișcări rapide de presare, tapotare. Nu insistați cu machiajul când vine vorba de Valentine's Day, dar așa, câteva detalii, bineînțeles. Ne simțim bine cu machiajul. E bine să-l și demachiem, să nu stăm cu el non-stop. Am povestit cu Francis, pentru că el este în spate. Am povestit cu el să nu-mi facă nimic la clip. Așa că trebuie neapărat în 10 minute să mă încadrez. Ai pus cronometru? Da. Ai uitat? Nu, am. Ai acum pe telefon? Da. Cât am? Cât mai am? Trebuie să calculezi. 8 minute, cred, așa-i? A trecut 1 minut 40. Oh, și am pus fondul de ten, voi vă dați seama ce repede. Super. Și pun așa și cu mare atenție, mare grijă. Dacă sună ceva, sună cerceii mei. Stați, am și eu o blinjoară mai mititică. Ok. Fondul de ten este foarte important să-l aplicați într-un strat uniform, să arate bine, să fie culoarea voastră, să fie culoarea voastră. Pudră în zona de sub ochi, pudră. Mișcări de presare, tapotare. Ușor, ușor pe pleoapă. Am ceva? Îmi cade cercelul? Da, poți să zici. Asta este un clip super, super drăguț. Nu edităm nimic, nimic, nici smulz, nici sonor, nici... Poate pui puțină muzică așa pe fundal sau... Bun. Dar nu foarte mult, okay. Bine? Ok. Mi-am pus în palmă pudră. Voi aplica puțină pudră pe toată suprafața pielii, pentru că doar pudra fixează fondul de ten. Așa că este ok să vă aplicați pudră, chiar dacă aveți ten uscat, gras mix. După suflați, dacă vă grăbiți, asta este. Puneți blush, zâmbiți așa ușor dacă vreți și puneți un pic în zona asta, niciodată chiar în obrăjori. Și am să vă spun și de ce, pentru că atunci când aveți emoții, vă roșiți și mai mult. Eu mă roșesc destul de mult, așa că nu pun niciodată chiar în obrăjori aici. Dacă vreți, puteți să puneți și puțin produs de conturare. Avem timp. Eu am un produs de la The Balm. Hai să zicem că evenimentul la care participați e, nu știu, o cină romantică într-un restaurant. Puteți acolo să vă puneți un pic mai mult produs de conturare, dacă vreți. Dar, repet, nu exagerați. Am pus puțin iluminator, nu foarte, foarte mult, nu puneți pe nas și pe zona... 5 minute mai am, wow! Nu puneți pe nas și nu puneți pe buză aici, că o să arate destul de inestetic așa și nu o să știe iubitul, sau da, iubitul nu o să știe ce ți-ai pus acolo. Produs pentru sprâncene, naturale, finuțe, adică finuțe, nu le... Faceți mai finuțe voi. Cred că mai am vreo 2 minute. Este un gel pe care îl aplic foarte, foarte rapid pe sprânceană. Și pentru că eu am o formă destul de mare, voi avea nevoie de un 3 minute. Oh, 5, poate. Păi în 5 minute îmi fac și de toate. Voi trasa și o liniuță de eyeliner.
Țin foarte mult la sprâncene, să țineți și voi. Am un gel din ăsta transparent, 4 minute, 50 și ceva. Pac, 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 pac. Sprânceană naturală, frumoasă. Nu o măriți, nu o micșorați, nu îi faceți nimic. Perfect. Bun. Am de la Laura Mercier un creion tip jumbo, pe care îl puteți aplica pe pleoapă și apoi cu buricul degetului să tapotați așa ușor. Deci nu aveți nevoie de vreo pensulă. Îți dă așa un pic de luminozitate și face o bază foarte bună pentru următorul produs, care următorul produs este un tuș. Perfect, tuș. Tuș tip carioca. Vă uitați în față și eu mă voi uita în față. Voi trasa o mică liniuță, o codiță. Nu pot să vorbesc. Ok, atât. Subtil, finuț, frumos. Vedeți? 3 minute? Mam. 3? 3.24. Oh, perfect. Păi să nu mai zică iubitul că stați mult. 3 minute? Oh, perfect. Voi vă dați seama că dacă nu alegeam să-mi pun tușul ăsta, machiajul era gata. Dar... Într-adevăr, când vine vorba de eyeliner, trebuie toată lumea să fie foarte atentă, să nu pună foarte mult produs. Un mascara. Este un mascara care așa îți aplică destul de mult produs pe gene. Aplic doar pe genele superioare. Și imediat ruj. Cât mai am? 2 minute și 15 secunde. Creion pe toată suprafața buzei, dacă vă pupați, nu o să se ducă. Și vă sugerez să vă pupați. Minut jumate. Păi, într-un minut jumate... Te aplaud. Mă aplaud, exact. Și apoi un ruj, e un ruj long stay de la Golden Rose. Roșu, bineînțeles. Un minut. Deci știți că am terminat. Gata. 9 minute am terminat acest machiaj. Dragele mele, vă doresc sărbătoare frumoasă, fie că e de Valentine's Day, fie că e de dragobete, să aveți zile frumoase, să vă bucurați și să vă faceți acest machiaj rapid, luminos, când vreți voi, plus Valentine's Day. Eu am aici o inimioară, se vede, se vede, se vede. Aici, 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 aici. Vă pup și vă doresc o zi frumoasă. Nu uitați, subscribe, mă găsiți pe Facebook, Instagram și, bineînțeles, aici pe YouTube. Să aveți o zi faină! Și pe Francis, că și pe Francis, fotografă. Pe Instagram, Facebook. Toate cele, pupici.